Bărbatul de 90 de ani din București nu a acordat prioritate de trecere într-un sens giratoriu din centrul municipiului Târgu Jiu și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie. În urma impactului, o tânără de 28 de ani, care se afla în mașina izbită de nonagenar, a suferit leziuni. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat de 90 de ani din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism pe calea București din direcția Târgu Jiu către Râmnicu Vâlcea, a ajuns în sensul giratoriu nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie de 48 de ani din municipiul Târgu Jiu. În urma impactului a rezultat rănirea unei tinere de 28 de ani din comuna Moșetești, pasager în autoturismul condus de femeie. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întâlnit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Legislația nu prevede o limită superioară de vârstă pentru șoferi, cazurile în care bătrânii provoacă incidente fiind destul de rare.